aici în București și întotdeauna este o plăcere să vă întâlnesc, domnul Blinken, și vă mulțumesc pentru suportul și pentru legătura noastră transatlantică și cred că întâlnirea din România este importantă și la un moment potrivit, pentru că România este un vecin al Ucrainei și vedem cum războiul continuă, un război care eșuează președintele Putin și ca răspuns la eșecurile sale atacă infrastructura civilă, atacă orașele civile și, așa cum am menționat anterior, transformă iarna într-o armă de agresiune, o armă de război împotriva poporului ucrainean. Și de aceea trebuie să sprijinim Ucraina cu un sprijin puternic din partea Statelor Unite, un sprijin economic și tot ceea ce facem pentru a-i ajuta pe ucrainieni. Sunt absolut sigur că mesajul de azi și de mâine va fi că aliații NATO vor continua să furnizeze sprijinul Ucrainei și vor sta împreună, umăr la umăr. Desigur, este în interesul nostru de securitate să ne asigurăm că președintele Putin nu va câștiga și pentru că conferim un mesaj prin care putem spune că liderii autoritari pot scăpa dacă folosesc forță militară de orice. Am discutat și despre amenințarea pe care China o reprezintă împotriva intereselor noastre de securitate, dar vom discuta și cu ministrul de afaceri externe din Coleba, dar și al celorlalți parteneri, Moldova, Georgia și Bosnia-Herzegovina. Deci, bun venit, domnule Blinken. Vă mulțumesc, că ne-ați adus pe toți împreună aici în București. Sunt de acord că e o întâlnire care are loc la momentul potrivit și într-un loc foarte potrivit, din motivul expus anterior. NATO este mai puternică și mai unită decât în orice alt moment de care mi-aduc aminte și fac asta de aproape 30 de ani. Și asta se întâmplă într-o măsură nu foarte mică, datorită și mulțumită conducerii secretarului general Stoltenberg, care a făcut o muncă remarcabilă pentru a ne asigura că alianța rămâne unită, cu același scop și unită în acțiune. Ne reafirmăm sprijinul nostru pentru Ucraina pe măsură ce mergem înainte și vom reafirma sprijinul nostru pentru a ne întări propria alianță. Și acest element a fost extrem de important și de o importanță critică la summitul din Madrid, dar acest lucru va fi reiterat și la summitul de la anul. În curând vom avea doi membri noi, Finlanda și Suedia. Finlanda se află alături pe noi pentru întâlnirea de astăzi și ăsta este un element important. Însă principiile de bază pe care le avem vis-a-vis de agresiune rusească în Ucraina și pe care le aducem în a lupta cu alte provocări, cum sunt provocarea chineză, este că noi vom lucra împreună. Aici este forța de care vorbește secretarul general NATO și pe care vrem să o hrănim, această forță a unității. Vă mulțumim.